În episodul 3, din Flori însângerate, tensiunea atinge cote maxime. În casa familiei se iad, bineînțeles, unde Zumrud este disperată să o salveze pe Dilan din mâinile lui Băran. Îngrijorarea este mare, iar membrii familiei se tem că eforturile lor vor fi în zadar. Între timp, Băran ia o decizie fermă în ceea ce o privește pe Dilan. El o duce la conacul său și își anunță familia că se va căsători cu ea. Această veste provoacă reacții negative din partea tuturor, însă Băran își impune autoritatea și explică motivele din spatele hotărârii sale. Căsătoria cu Dilan este, în opinia lui, singura soluție pentru a pune capăt răzbunării sângeroase dintre cele două familii. Băran este hotărât să nu permită nimănui să conteste decizia sa, marcând astfel începutul unei noi etape pentru toți cei implicați.